Hello, hello! Începem un nou vlog și de data asta o să fiu singură pentru că vreau să filmez un vlog luni, miercuri, joi și vineri, fix zilele în care am eu școală. O să încerc să le surprind aici pentru cei care sunteți curioși de parcursul meu universitar. Și pentru că de obicei genul ăsta de video aduce și oameni noi, numele meu este Oana, sunt studentă la arhitectură în Chicago, în America, anul 4 la IIT, Illinois Institute of Technology, așa pe lung, dar în general, cel puțin aici în America, nu știu cum e în Europa, aici preferăm să spunem tot timpul pe scurt și școala mea este IIT. Sunt pregătită, sunt în mașină, mi-am luat cu mine ghiozdanul de 5 kg, cred că are, și o să încerc, sper să-mi iasă, să filmez câte ceva în fiecare zi la cursurile pe care le am, ori dacă am teme, o să filmez și acasă, dar acest vlog o să fie focusat în jurul arhitecturii și în jurul universității, ca să vedeți cam cum stau treburile și ce program am în semestrul ăsta. Este ora 1 și ceva, pornim spre școală. Am studio de la 2 la 6, 4 ore de studio, apoi am o pauză de jumătate de oră, timp în care mă pregătesc pentru următorul curs, care este un general education, o clasă de educație generală. Mi-a rămas din anii trecuți și tot am procrastinat să nu o fac, pentru că e istorie și nu e istorie legată de arhitectură prea mult. Se numește Rise of Global Economy, este istorie nivelul 3 și aia o am de la 6 la 9. În general, profesorii de astăzi mă lasă ceva mai repede, așa că o să vedem care e atmosfera în ziua de azi. Hai să pornim, că dacă mai vorbesc foarte mult în introducerea asta, în primul rând o să fie și clipul foarte lung, având în vedere că e întins pe mai multe zile și o să întârzi și eu la școală, așa că hai să pornim mașinuța. Cu telefonul, pentru că nu prea mai vreau să mai duc camera, și puțin am ghiozdanul plin și ar trebui să o car în mână, nu mai în cape, cu tot cu microfon. Și în ultima perioadă au fost multe japuri și atacuri aici în campus, așa că o să încerc să filmez cu telefonul, chiar dacă nu e aceeași calitate ca și la cameră. Dar ideea e că am ajuns și priviți ce soare e afară, că a trebuit să îmi scot ochelarii. Nu mai vedeam bine din cauza soarelui. Mâine așteptăm o furtună, nu foarte gravă, dar zice că o să fie 4 inci de zăpadă. Sper eu să se topească la fel de repede cum vin. Aici este clădirea unde am studioul, se numește Crown Hall. Puteți să vă uitați pe internet, să dați în Google. E o clădire foarte celebră, foarte mulți oameni vin la noi în campus doar ca să își facă poză cu clădirea asta. Este făcută de Mies, un arhitect important care a pus bazele și școlii, și de asta IIT e foarte celebră pentru arhitectură. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? Și astăzi este expoziție a programului de master. O să vă filmez și eu câteva proiecte, poate vă inspiră. Dar asta este programul de master și au o expoziție cu lucrările lor. Începem studioul, o să vă las pentru câteva ore, pentru că nu pot să filmez, suntem așa un colectiv mai mic și nu-mi permit să filmez pentru YouTube în timpul clasei, dar vă povestesc după, că de obicei profa noastră de studio ne lasă ceva mai repede, așa că avem timp să povestim și vă fac rezumatul la ce am făcut astăzi la studio și apoi mă pregătesc pentru istorie. Aici în spatele meu este o bibliotecă doar cu cărți despre arhitectură.
dacă sunteți curioși de niște postere și evenimente cu ce se întâmplă în campus, uite. Aici aveți și numele școlii, aia este mascota. Acum avem 10 minute pauză la studio și vreau să vă arăt că în spatele clădirii avem un container pentru machete și materiale. Folosim foarte multe materiale voluminoase și nici vorbă să ai unde să le arunci, așa că avem câte un container care se tot golește odată la câteva luni. Bun, am terminat cu o oră și 20 de minute înainte, așa că o să mă apuc de research ca să nu pierd timpul, că dacă am de așteptat o oră și 50 până la următoarea clasă, mai bine să fac ceva util. O să merg să-mi iau și un sandwich mai încolo, dar momentan sunt ok. Și o să încep cu primul research, care este despre biblioteca asta din 98, foarte interesantă, trebuie să o studiez puțin și să fac un PowerPoint despre ea. Și apoi pot să încep și al doilea research, dar nu o să fac asta pentru că am de făcut un reading de vreo 40 de pagini pentru clasa de miercuri și cred că o să-l bifez și pe ăla, o să încep și research-ul ăsta și o să mă pregătesc și pentru clasa care urmează. Da, astea sunt notițele pe care le-am făcut astăzi. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna be, who you're gonna be, who you're gonna be. Bună dimineața! Ia priviți aici ce vreme avem afară. Toată noaptea a nins și se pare că încă nu sunt curățate trotuarele, dar putea fi și mai rău, nu? Este miercuri dimineață și nu mă vedeți în mașină în drum spre școală pentru că astăzi o să fac cele două cursuri online. Nu din cauza zăpezii, ca zăzumă înainte cum am filmat pe geam puțin zăpada, ci din cauza că profesoara mea nu se simte foarte bine și ambele clase sunt cu aceeași profesoară. Cred că a prins o gripă ușoară și a spus că decât să ne pună în pericol pe toți, mai bine stăm acasă, plus că și zăpada asta nu e foarte prietenoasă la mersul cu mașina, chiar doar ce mi-a scris Ionuț că el a făcut un mic accident și a bușit colțul camionului din cauza zăpezilor. O să vedeți probabil într-un vlog viitor. Asta așa ca o mică paranteză, că canalul ăsta de YouTube este al nostru, adică al nostru, al meu și al soțului meu. E un canal de familie în care postez atât eu cât și Ionuț, cât și vloguri împreună. E cumva viața noastră aici în America, cu bune, cu rele. Nu mascăm nimic, să zic așa, cât uneori și familia mea, familia Vlășceanu, mai contribuie. Crin a mai avut și ea vloguri, a mai apărut și mami aici și tati. Este așa, un canal de familie, în adevăratul sens al cuvântului. Astăzi am două cursuri. Primul curs este istoria bibliotecilor, atât din America cât și de peste tot. Chiar ultima dată am vorbit despre biblioteci din Asia și Europa. Foarte fain seminarul, îmi place mult. Puțin cam lung, aș prefera să fie rupt în două. Este 3 ore și cam după 2 ore încep să... Cam după o oră și jumătate, ca să fiu sincer, îmi pierd răbdarea. Aș prefera să fie în două bucăți, dar înțeleg că na, e mai bine să-l pui dintr-una și să scapi. Însă profesoara e foarte pasionată și mi-e tare dragă, cel puțin până acum am o impresie foarte bună despre ea.
Pe lângă asta, mai am studio. Studioul este de la 2 la 6. În general, profa mea de studio ne lasă ceva mai repede, dar astăzi nu avem foarte multe lucruri de discutat, pentru că noi am primit chiar luni. Cred că v-am povestit că am primit un assignment de făcut research pentru o bibliotecă specifică, pentru că, ce să credeți, nu am doar clasa de istoria bibliotecilor și proiectul de studio este tot cu bibliotecă. O să avem de făcut designul unei extensii la Biblioteca Centrală din Chicago, care este chiar în downtown, în centru, acolo unde sunt zgârie norii. Dacă căutați pe internet Harold Washington, așa se numește biblioteca, este superbă. Am mai făcut și eu filmări prin ea, pentru că la etajul 10 este un winter garden, o grădină de iarnă, o zonă superbă unde poți să mergi și să înveți. Sunt și mese, sunt și scaune, este gratuit dacă veniți în Chicago și vreți să vedeți așa un view de sus sau ceva mai deosebit. Chiar vă recomand să mergeți acolo, pentru că nu costă nimic, doar intri în bibliotecă, mergi la lift, urci la etajul 10 și aia e. Nu mai sunt sigură, sincer, dacă e etajul 9 sau 10. S-ar putea să fie etajul 9, nu vreau să mint, dar oricum, unul dintre etaje este grădina respectivă și noi trebuie să facem o extensie la acea clădire pentru o bibliotecă de antreprenoriat mai specifică, dar cu multe alte programe înăuntru. Așa că asta o să fie provocarea pe semestrul acesta. Vine cumva la pachet cu clasa, seminarul de bibliotecă, neintenționat. Eu n-am știut care o să fie proiectul pentru studio, însă atunci când mi-am ales clasele, pentru că le alegi la începutul semestrului, mi s-a părut interesant seminarul ăsta cu biblioteci. Nici nu pot să zic că am avut în trecut prea multe informații despre capitolul ăsta al arhitecturii. Foarte mult despre community centers în general. Aici în America sunt foarte multe centre de comunitate cu diferite programe, dar specific despre biblioteci nu prea am discutat, așa că mi s-a părut interesant să am o întreagă clasă, neștiind că o să urmeze și studioul tău despre același subiect. Dar nu e nicio problemă, la final de semestru o să fiu expertă în biblioteci. Bun, hai să caut repede linkul, pentru că este 9:40, la 10 trebuie să intrăm, dar e mai lejer, așa, mai ales că profa nu se simte bine, probabil că o să fie o clasă ușurică și nu mi-am făcut niciun mic dejun. S-ar putea să-mi pregătesc linkul aici, să-mi fie ușor să intru pe el repede, să nu întârzi. Mai ales cumva, nu știu dacă sunteți studenți, nu vi se pare că dacă profesorul e nice și ai o părere bună despre profesorul respectiv, îți pică greu să nu fii prezent la oră, să nu-ți faci temele, eu așa simt. În clipa în care ajung să respect un profesor sau mi-e drag, mi-e rușine, îmi pică greu să nu mă pregătesc, să mă duc fără tema făcută, să nu fiu prezentă la clasă, să nu particip. Pentru că având atât de mulți profesori care nu fac cinste școlii, atunci când imerești un profesor cum se cade și care în primul rând de toate e om, ți-e mai mare dragul să fii activ și să fii prezent la clasă, să-ți dai silința. Eu așa simt. Nu știu, poate voi sunteți diferiți, dar eu mă simt prost. Tot timpul văs așa. Dacă e un profesor care mi-e la inimă, încerc să dau tot ce pot la clasa respectivă. Am găsit aici link-ul pe e-mail și hai să fugim să fac un mic dejun. Nici nu știu ce o să mănânc. Cred că îmi fierb niște ouă și poate lângă o felie sau două cu zacuscă făcută de noi. Ca să vedeți că și când nu stai în cămin, tot la zacuscă ajungi. Because you don't know who you are. Dacă tot suntem la școală online, m-am apucat să lucrez la un tablou în timp ce ascult seminarul. Prindem doi iepuri dintr-o lovitură. Light also between the bookshelves and the various book for you, bring it to you. After you had consulted the card catalog in terms of what books might be useful to you. Am terminat de dat un strat de plaster. Și așa se prezintă treaba în prezent.
Arată foarte bine. Cred că o să mai trebuiască încă un strat de plaster și abia apoi o să vină și lefuirea și culoarea finală, dar momentan sunt mulțumită. O să fug să iau prânzul și apoi mă pregătesc pentru studio, tot online. Am terminat pauza de o oră și ceva dintre clase și urmează să intru online pentru studio, însă mai am 20 de minute și aș vrea să curăț puțin în office, tocmai să pornim centrala, îmi pare rău dacă o auziți, pentru că s-a făcut dezastru. Felul de artă pe care eu o fac mai nou e cu plaster, e destul de prăfoasă, aș spune, și se realizează așa o mică dezordine în jurul șevaletului, așa că numai bine astea 20 de minute nici nu o să-mi ia, dar poate 10 minute. Pensulele mi le spăl și totul e spălat, că dacă le las se pietrifică cu totul, însă trebuie să mă tur puțin prin jur și să așez șevaletul la loc, pentru că trebuie să aștept până mâine sau următoarele zile ca să mai pun un strat de plaster, pentru că trebuie să se usuce foarte bine cel pe care l-am așezat deja pe suprafață. Hai, vă fac și eu un timelapse să vedeți tot dezastru. Terms of chairs. I personally haven't done a lot of research there because I'm not near a book. Like, I want to be near the volumes of books. But so the public space is used. Tocmai am avut o prezentare despre biblioteca din centrul Chicagoului, dar pornind așa din urmă ca să aflăm puțin istoria ei și foarte interesant și cartierul, cum s-a schimbat. Mai avem probabil cam o oră până e gata clasa și asta este pe ziua de azi. Și probabil că o să vă mai filmez puțin așa din clasă, că nu pot să filmez, vă dați seama, prea mult, pentru că sunt persoane care vorbesc și nu vreau să pun ceva ce nu am voie pe internet, dar așa măcar să vedeți puțin atmosfera. Și mâine o să am o clasă de istoria arhitecturii, Contemporary Architecture. În timp ce ascultam lectura asta, am terminat și research-ul, o parte din research. Am făcut research despre tehnologii ce sunt acum în biblioteci și mai am de făcut un alt research despre o bibliotecă din Olanda. Așa că o să mă apuc și de ăla. Am de făcut și am și de citit vreo 30 de pagini pentru clasa de mâine, dar de aia nu prea am răbdare, sincer, că sunt lecturi cam greoaie, după părerea mea, și plictisitoare. Aș vrea ceva mai, nu știu, mai antrenant. Bun. V-am lăsat, încerc să fiu atentă la discuția de final și o să mă apuc de citit și de început celălalt research. Ia priviți cum se prezintă situația astăzi și din păcate trebuie să mă duc la școală și sincer cam am emoții că n-am mai condus până acum pe gheață, pe zăpadă și eu nu zicea că e cam urâtă situația pe drumuri, așa că o să mă duc încet și aia e, să sperăm că ajung cu bine. După 10 minute de curățat mașina și încălzit motorul, plec și eu. Cine credeți că întârziați la școală? Oana, hai să pornim și Doamne ajută să ajung cu bine. Îmi e tare groază, au fost înghețate toate ușile, parbrizul, spatele, m-am folosit de asta, instrumentul minune și am reușit să curăț totul. Hai să vedem ce trafic e și sperăm să nu dau de vreun accident, că atunci mai rămân blocat o vreme. E foarte, foarte fric. Sunt minus 4 grade, mi-au înghețat degetele. Nu știu de ce nu mi-am luat mănuși. Am uitat că trebuie să curăț mașina.
minunatul trafic de dimineață, cum te apropii de Chicago, cum ești blocat în trafic și vremea asta iar n-ajută. Asta e, o să ajung târziu, e deja 41, zice că ajung pe la și 8, trebuie să și parchez. Sper să-mi găsesc loc la lectură. Hai că am parcat mașinuța chiar aici la intrare în parcare și trebuie să mă duc în clădirea aia de acolo, în auditorium. Acolo se ține clasa de Contemporary Architecture și am întârziat. E deja de vreo 7 minute începută clasa, dar sper eu că și alții ori întârziat din cauza traficului și a drumului înzăpezit. Aici sunt curățate drumurile în campus, pare ok. Cred că o să dau cu multă sare, că văd apă pe jos, deși afară sunt minus 4 grade, deci probabil că e dat la greu cu sare. Dar atât drăguț campusul, totuși așa în alb. Ia uite. La curs, mi-am pus ochelarii de soare, mă pregătesc să plec spre casă. A ieșit soarele, dar în continuare sunt nori. E foarte frig afară și abia aștept să ajung acasă. Am și pornit motorul, sper că nu l-a auzit prea tare. A fost un curs lung, sincer, foarte plictisitor. Am luat și ceva notițe, o să plec acasă și înainte de terapie, care e la ora 3, vreau să fac un pic de research pentru mâine la studio și cam atât e în plan pe ziua de azi. De câteva zile nu mă simt deloc bine din cauza durerilor cervicale. Sunt într-un moment mai dificil și sper să mă simt mai bine săptămâna viitoare, dar săptămâna asta, deși am luat-o foarte încet, n-am făcut mare lucru săptămâna asta, nici cu cursurile, nici cu, nu știu, munca pe acasă sau ceva în mod deosebit și totuși mă simt foarte rău. Chiar ieri durerile aseară au fost la un nivel foarte ridicat, deși luasem ibuprofen. Da, veștile nu sunt prea bune cu durerile mele de spate, dar în fine, clipul ăsta nu e despre asta, dar am vrut să fac și un feedback, că tot timpul primesc întrebări cum mă simt. Așa că pornim spre casă și o să încerc să fac research-ul pentru studio. Ieri, așa cum am zis, am făcut o parte din el, o parte din al doilea, care mi s-a părut mai interesant. Astăzi aș vrea să-l încep și pe primul, cel despre biblioteca din Olanda. Dar hai să ajungem mai întâi acasă. Sincer, drumul a fost ok. Nu m-am așteptat să fie mai alunecos, mi-a fost puțin frică, dar cred că m-am descurcat bine. Problema e că a fost foarte mult trafic, foarte mult trafic. Am fost blocată. Aici m-am apucat deja pentru citirea textului de mâine. Am făcut o pauză destul de lungă, că nu e o zi prea bună astăzi, cu terapia și toate. Și vreau să vă arăt că asta am făcut ieri, în timpul clasei. Am făcut un research despre tehnologii care sunt acum prin biblioteci și, uite, am descoperit aplicația asta, care este o aplicație pe care o folosești pe tabletă, se poate folosi și pe telefon și, practic, atunci când umbli în bibliotecă, o să-ți spună unde găsești cartea pe care tu o cauți și, odată avută cartea, o scanezi cu aplicația respectivă și o să-ți dea alte opțiuni pentru research, adică ceva asemănător pe subiect. Apoi am mai văzut tot ceva aplicații de felul ăsta la niște cărți speciale. Folosind aplicația, apar tot felul de imagini 3D. Aici alte exemple, uite, pentru medicină poate fi folosit. După am găsit niște biblioteci, asta este în Memphis, unde se găsește studio 3D și poți să mergi acolo și să printezi la imprimantele lor 3D. Apoi, unele biblioteci, asta tot din Memphis, au și studio video și studio foto pentru noi artiști care nu își pot permite ceva profesional, pot să vină aici și să se folosească de ceea ce a pus la cale biblioteca. Foarte mulți bani. Chiar proiectul ăsta de ceva a fost de 2.1 milioane de dolari.
Alte biblioteci au și tot felul de camere în care se găsesc ultimele gadget-uri și poți să mergi și să le testezi, să vezi dacă îți plac, dacă merită să ți le cumperi acasă. Alte biblioteci folosesc tot așa aplicații pentru partea culturală, tot felul de camere în care poți să mergi, să-ți pui ochelari și să te joci în grup. Alte biblioteci ba chiar au ajuns să aibă, în loc de bibliotecari, să aibă roboței. Și cam atât am găsit eu momentan, dar asta este pentru săptămâna viitoare, deci mai am timp să caut. Și aici am început research-ul meu despre biblioteca asta din Olanda. Library Delft este de la o universitate de tehnologie. Foarte interesant conceptul, îmi place maxim. Este practic băgat aici în deal și oamenii pot să stea pe acest green roof, pe acest acoperiș verde. Și aici am căutat site plan, basement plan, planurile, ce am reușit să găsesc online și uite și o secțiune și aici deja am început să pun poze din interior. Dar sunt abia la început. Însă am de citit vreo 50 de pagini pe mâine pentru clasa online de dimineață și asta oricum am deja ce seară de la profa și fișierul ăsta cu tehnologiile și fișierul ăsta și o să mai lucrez mâine la el, dar aș vrea să bifez măcar jumătate din citit. E dimineață și mi-am adus aici tableta, am și laptopul pentru că mă pregătesc să fac o prezentare care se numește Pecea Cucea, stilul ăsta de prezentare. Este o prezentare cu 20 de slide-uri și fiecare slide poți să vorbești maxim 20 de secunde. Asta e ideea, trebuie să fie o poză sau două poze, dar ai 20 de secunde per slide. Eu mi-am făcut un script ca să fiu sigură că mă încadrez. Am rămas de prezentat astăzi, pentru că săptămâna trecută nu s-a mai ajuns la numele meu și na, mulți am văzut că au vorbit prea mult și nu au apucat să-și prezinte fiecare slide, așa că eu m-am uitat odată peste ce script am și sper să mă încadrez, doar că uneori când sunt sub presiune mă mai bâlbâi sau mai greșesc ceva în engleză și asta s-ar putea să-mi dea puțin de furcă, dar oricum urmează să am clasa asta online și apoi mergem la studio. Asta dacă profa nu cumva ne trece pe online și, sincer, tare aș prefera că trebuie să te arătăm doar la ce am lucrat la research și afară ninge și se simt minus 12 grade și nu sunt foarte încântată să mă pun să conduc și să merg la școală, dar asta este ok și dacă trebuie să mergem, mergem și gata, dar mai întâi să bifăm clasa asta de online și prezentarea asta care mi-a dat de furcă. Am de vorbit despre 20 de artefacte. Aici am prezentarea cu 20 de artefacte și aici am scriptul și atunci când o să prezint o să mă uit aici la ce am scris și am pregătit pentru fiecare slide. Cred eu că așa o să-mi fie mai ok, pentru că am văzut că cei care au vorbit liber nu reușesc să se integreze în cele 20 de secunde. Leave everything for me, stay the night, oh. Miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you. Vai de capul meu cât e de frig afară și se pune zăpada atât de repede. Oh, eu nu știu să mă duc totuși și dacă e ceva vine el după mine, dar n-aș prefera, că asta înseamnă să lăsăm mașina acolo și după aia trebuie să merg să o luăm. Urâtă vreme, urâtă vreme. Vezi așa în cumpănă, chiar nu știu, cumva ea scrie profe, dar nu ea scrie. O să mă duc, o să încerc să mă duc așa încet. Dar chiar am șters mai înainte parbriză și aia să zici ce repede se pune zăpada. N-am mai văzut de mult timp așa. Din Colorado. Ia uite, acum mai înainte l-am șters și uite cum se pune de repede și aici. Am șters geamul și iarăși s-a pus. Nebunie cu pălărie. Hai, oricum o să întârzi puțin, dar nu e nicio problemă, asta e.
Vai de mine, i-am privit și lipicioasă, e foarte, foarte lipicioasă. Aștept să se încălzească puțin motorul și apoi pornim. Am ajuns întreagă la școală, am condus cu grijă, așa pe la 48-50 de mile la oră, uneori 55 dacă a fost mai mult spațiu, dar să știți că lumea a avut grijă, așa mi se pare. Au mai fost câțiva grăbiți, dar în general toată lumea păstra distanța de siguranță. A fost ok, obositor, mi se pare obositor și capul meu cred că mă paște o migrenă cu vremea asta, gâtul și el într-o postură nasoală, sper să treacă repede studioul și să merg acasă să mă odihnesc, e final de săptămână, e mult mai lejer, voi ce vedeți acum, asta este un program foarte lejer pentru că e început de semestru și mai mult facem research, mai apoi urmează zilele alea grele, așa cum ați văzut în decembrie, chiar când am început vlog mă sulg, când munceam cam 14 ore pe zi, cel puțin, uneori și mai mult, acum mă bucur puțin de libertate. S-a așternut zăpada și aici în campus, dar drumurile sunt curățate. Tot ce vedeți aici e din cauza sării, de asta avem apă, pentru că normal ar trebui să înghețe, că sunt mult minus grade, dar la câtă sare se pune nu mai îngheață, o topește sarea, dar eu trimit aici. Ce drăguț arată campusul cu zăpadă! Peel off the layer and breathe. Lift up your head and lead. Count the stars all before you leave. Save a kiss pretty please. Try to reminisce over me. No. Seară, când am venit acasă, am descoperit că am primit un pachetel PR și este de la Clarence, un brand pe care eu îl folosesc destul de des în rutina mea, chiar și Ionuț are un ser de la ei și ăsta este un lip balm, un balsam de buze, sincer, perfect pentru vremea de afară, cu frigul ăsta nu știu cât ne mai ține, probabil toată luna februarie, avem nevoie de o hidratare extra în zona buzelor, cât și peste tot, în special ca aici, cu căldura din apartament, pielea noastră e foarte, foarte uscată, tot timpul trebuie să folosesc loțiuni de corp. Și hai să vă arăt, așa arată strugurelul. Hai să vedem, sunt curioasă dacă are parfum. Nu, foarte bine, are și o culoare rozie, ia uite-l. Și hai să-l și punem la test. Eu am deja un strugurel de la Eos foarte asemănător cu ăsta. Ăla are parfum ce-i drept de blueberries, de afine, dar pe ăla țin în mașină tot timpul. Am unul la Ionuț și unul la mine în mașină, așa că ăsta o să meargă în geantă, pentru că de multe ori la școală strugurelul mi-e în mașină și ăsta merge direct în ghiozdan. Îmi place că e și mic, e compact. Da, foarte interesant. Zice că e Moisture Replenishing Lip Balm with Blue Lotus Wax. Sunt sigură că ingredientele sunt de top, ca de obicei, pentru că e un brand mai luxos. Asta a fost și pachetelul PR, că v-am arătat și ceva în vlogul ăsta. Sper tare mult că v-a plăcut săptămâna asta. N-am fost foarte activă, pentru că e început de semestru, totul e mai slow, dar o să devină mai interesant mai încolo. Sâmbătă o să vă găzduiască Ionuț. În săptămâna asta văd că aveți de toate. Aveți și școală, aveți și weekly vlog, aveți și truck vlog cu Ionuț. Sper să vă placă și vlogul lui. Încercăm să filmăm de toate, să surprindem viața noastră așa cum mai, cu muncă, cu shopping, cu cumpărături, cu probleme, cu școală, cu sănătate, cu toate așa cum e ea, pentru că în viață nu mergem numai la cumpărături și în
vacanțe, mai ne lovim și de una și alta. Și dacă e să fim cât se poate de transparenți, pentru că categoric voi vedeți aici până la urmă ceva ce alegem noi. Este viața noastră, dar așa pe scurt, pentru că momentele cele mai lungi nu le vedeți și atunci încercăm să fim cât mai transparenți. În minutele astea pe care alegem noi să le vedeți, vrem să surprindeți mai multe din noi, din viața noastră aici și din problemele pe care le întâmpinăm. Că tot vorbim de probleme, sâmbătă o să vedeți cum a reușit Ionuț să bușească, să facă un accident cu camionul. El e bine, fără teamă, dar camionul a suferit puțin, dar o să vedeți sâmbătă, acum e în editare vlogul lui. V-am pupat și ne vedem cât de curând cu un nou vlog. Pa, pa!